Salutare, oameni dragi, și bine v-am găsit la un nou episod de Cum le scuip. Avem astăzi, astăzi invitat pe Eduard Moise, care este aici lângă mine. Bam, salut, Ed. 1, 2, 3 și... Ok. Eu zic primul glumat, tu băiat. Bun. Asta. Știi de ce nu e bine să te duci la un boxer cu colindul de Halloween? Pentru că la ne da sau nu ne da, cel chiar îți dă. M-am angajat la un salon de manicură. Adevărul e că a fost un candidat mai bun pe postul meu, dar eu am avut pili. Mi-a făcut mama cadou o carte despre avorturi, dar nu știu, eu nu mi-am dorit. E doar o glumă, oameni buni. Mi-am altoit pomul ca să facă altfel de fructe. Dar nu recomand, a fost foarte multă bătaie de cap. Mi-o scos pere albi. Știi de ce cred eu indienii că sunt cei mai buni comedianți din lume? O-s bun rău pe livrare. Știi cum se numește când duci decedatul preotului? Când ai mortul popii. M-a făcărit seara trecută, mai danesc că i-am furat osul. Eu el aș fi lăsat, dar m-am gândit să-l iau cu poate mi-l repară doctorul și mi-l pune înapoi la mână. I-am dat o veste bună porcului meu. Nu a fost foarte impresionat, a zis Marius Croc, făiale. Mi-a zis bunicul meu zilele trecute că dacă vreau să fiu bărbat adevărat, eu trebuie să mă duc în armată, pe front, cu pușca în mână și să mă duc la război. Și eu futeam ca prost. Vai, ce bun e asta. Femeile sunt ca oile. Le fuți capra. Știi că se spune că câinele e cea mai bun prieten a omului. O minciună, că eu i-am cerut la mea 100 de lei și mi-a dat. La început, băi, aveam nevoie. M-am certat cu cineva la un priveghi. M-am certat ca la ușa mortului. Ok, asta. Asta n-am auzit de mult, bă. Am probleme cu somnul și în loc de somniferi folosesc spray paralizant. Dau un ochi, nu pot să mai deschid și mă culc. Eficient. Și mai ieftin în zbate. E mai eficient. Da. După orice despărțire, îmi iau un pic să mă acomodez. Dar până la urmă îmi intru în mână. Eram zilele trecute cu gaci cu ea acasă. Sincer, nu știu cum ajung eu în punctul ăsta să fiu cu ea acasă, când eu încerc să o colesc. Am un prieten cocoșat care abia așteaptă să moară. Știi de ce? Că vrea să fie și el în sfârșit în lumea celor drepți. Știi ce mașină conduc maneliște? Alfa Romeo, fantastic! Să-ți o împing. Nu zic că băutura din cluburi e foarte diluată, dar așa poftă mi este. Îmi lasă gura apă. E extraordinar asta, să-mi va pula. Superb, superb. Extraordinar. Bun, asta a fost episodul, sperăm că v-a plăcut. Piedi îl găsiți pe Instagram. Edituțu, cum vreți voi. Pe Insta, pe... Pe Insta, TikTok, YouTube. Pe toate cele. Îl vedeți acolo, vedeți și postează foarte mișto. V-am pupat, ne vedem.